Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Revenim pe micile ecrane în același format de emisiune de autor în platoul Accent TV, unde vom dezbate teme de importanță majoră pentru întreaga societate. Vom vorbi despre durerile care ne macină și despre oamenii care reprezintă tezaurul neamului nostru. Vom fi cu ochii pe toate instituțiile de stat și vom încerca să devenim veriga de legătură între societate și funcționarii publici. Doar împreună putem schimba multe lucruri spre bine în țara noastră. Astăzi am hotărât să încep ciclul de emisiuni Noi despre noi cu o ediție dedicată pedagogilor. O meserie devenită în timp una dintre cele mai nobile, dar care acum a ajuns să se confrunte cu cele mai mari probleme. Ieri, la tradiționalele careuri, s-au spus multe cuvinte de recunoștință pentru profesori, însă profesorii merită mai mult decât cuvinte și flori. Cum să depășim aceste situații devenite destul de grave? Cum să fie pedagogii auziți și ce măsuri trebuie întreprinse ca în viitorul apropiat să nu avem riscul să devenim o țară de analfabeți? Vom discuta în această seară. În platou am invitat pe Ana Turturean, învățătoare Liceul Teoretic Nicolae Caso, satul Chișcăreni, raionul Sângerei. Bună seara și mulțumesc pentru că ați găsit timp să veniți la noi în această seară. Știu că este departe, dar vă mulțumesc din suflet pentru că ați răspuns cererii mele de a veni în emisiune să discutăm. Mulțumesc pentru invitație. Ghenadi Donos, președintele Federației Sindicale Educației și Științei. Bună seara și bine ați venit la noi în platou. La mine în emisiune sunteți pentru prima dată, de aceea sper că vom avea o colaborare frumoasă și în continuare. Și Natalia Bzovaia, fondatoarea comunității Pedagogi Solidari. Bună seara și mulțumesc! Dumneavoastră mai sunteți deja de a patra oară la noi în calitate de invitați. Deci, astăzi aici vreau să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în vara aceasta. Ați pornit un val de nemulțumire. Ați încercat să spuneți un strigăt pe care îl are deja tot pedagogul, fiecare învățător care merge în școală pe 3 septembrie de astăzi, probabil poate să se solidarizeze cu dumneavoastră. Pentru că ați spus că pedagogii merită. Merită să fie auziți, merită să se întoarcă cu fața și să se înțeleagă că dacă nu, atunci poate să fie târziu. Deja putem spune acest lucru. Vreau de la început să-mi ziceți că totul a început, de la ce a început totul? A început totul, doamna Bzovaia, de la o scrisoare deschisă. A început totul de la, să zic, la comunitatea dumneavoastră în care ați încercat să discutați problemele. Pentru că până la urmă nu este necesar doar să le discutăm, este necesar să acționăm ca să putem să avea un rezultat, ca să fim auziți. Da, deci comunitatea Pedagogii Solidari este de mai mult timp, dar în vara aceasta, în urma celor proteste care au avut loc anul trecut, noi ne-am așteptat totuși că o să fie majorări mai substanțiale. În anul trecut, în urma protestelor, ni s-a majorat cu 11%, ni s-au promis că o să mai fie majorări, o să fie un șir de acțiuni care ar face viața pedagogilor mai bună. Însă ele nu au avut loc și când am aflat despre indexare de doar 8% și am calculat de fapt cu cât este majorat salariul, eu mi-am dat seama că asta este o bătaie de joc. Eu nu știu cu ce m-ar ajuta aceștia bani. Deci la 200 de lei asta nu este un adaus la salariu care mi-ar face viața cu mult mai ușoară. Da, 200 de lei este ok, mai bine cu 200 de lei, dar ea nu salvează situația. Și atunci a apărut Ana, care este dintr-un mediu rural și are posibilități mai mici decât eu aici la oraș, în capitală. Și cred că poate... Referitor la aici vreau să subliniez un lucru foarte important. Această majorare de 8%, indexarea salariilor, corect? Indexarea, da. Ea, din câte eu m-am informat și m-am pregătit pentru emisiune, ea este necesară de a fi făcută în fiecare an. Este o recalculare. Deci noi aici un pic deviem de la accentul de bază. Nu trebuie să ne spună că noi am primit aceste 8% din 1 ianuarie, nu știu ce. Așa și trebuia să fie. Deci nu avem nimic acum, iese că... Da, dacă pe pagina guvernului era informație că se va adopta o majorare de o indexare de 8%, pe pagina doamnei Babuc era o informație, așa, o postare mai pozitivă, mai bucuroasă, mai fericită, că facem viața oamenilor mai ușoară. Asta este ceea ce trebuie să se facă în fiecare da, an? Da, ceea ce trebuie să se facă în fiecare an. Asta și trebuie decât, să înțeleagă telespectatorul. Da, și în loc să fie o scuză că nu se poate la moment de făcut mai mult, era, nu știu cum, așa adus publicului, de parcă asta este un succes și un succes enorm. Și asta deranja,
deranjează. Și deranjează pe oameni și noi am început să ne scriem, de fapt, în comentarii ceea ce simțim, ceea ce credem, majorările care le-au avut alte categorii de bugetari. Care sunt mult mai mari mult și mai au acum niște salarii, bine mersi, care pot să-ți de... Și când am... Permiți un trai decent. Și când am început, de fapt, să urmăresc acea postare, să văd, dar mai sunt oameni ca mine. Și am observat că, de fapt, oamenii sunt, dar comentariile lor împreună cu amele sunt șterse și suntem blocați. Într-un fel, am simțit că și, de fapt, oamenilor de acolo nu le pasă. Eu nu știu dacă personal, doamna Băbucă, are grijă de pagina ei pe Facebook, dar poate este o persoană, la indicație, nu la indicație, dar totuși, noi suntem angajați din unui sistem. Doamna ministru este șefa noastră, da? Ea este acolo care trebuie să aibă grijă de noi, într-un fel. Și dacă noi ne spunem păsul, noi vrem să fim auziți, nu dar să fim ignorați. Nu ați analizat, a fost cineva contactat din oamenii care au spus niște lucruri din diferite licee. De exemplu, cineva a motivat un moment sau a scos în evidență un moment dificil. Că asta este comunicare între, da, între guvern și lucrători. Grupul le servește drept o platformă gratuită de a comunica cu pedagogii. Deci să înțeleg că se ștergeau mesajele în loc să se comunice și să spună pe o pagină de-a lor deja oficială. Da. Am discutat cu XY și am rezolvat problema. Corect eu? Da, deci dacă se răspundea într-o formă oarecare, poate nu era așa de obișnuitor. Dar la moment, atunci când un om, un funcționar public are o pagină personală, nu personală, dar oficială, este oficială, a ministerului. Deci el trebuie totuși să comunice cu oamenii care îl urmăresc. Exact. Și mai ales că dacă sunt încă în... Sau facem aceste pagini pentru pseudo-atracție. Da, din păcate. Noi suntem oameni vii și vrem ca cu noi să se comunice cu oameni vii, să înțeleagă că noi avem necesități, avem probleme, că uneori eu îmi dau seama că fiecare are grijile care sunt legate de serviciul lui și nu duce cont de ceilalți. Și atunci noi pentru asta și-am creat comunitatea, ca să ne spunem care sunt problemele noastre, ca să ne spunem ca oamenii de acolo care nu au acele probleme zilnice pe care noi le avem, să știe despre ele. Și deci grupul nostru, deci pe lângă pagină, noi avem un grup și el era foarte mult timp deschis și avea acces oricine ca să poată să citească, să vadă ceea ce distribuim, ce gândim noi, cum gândim, deoarece asta de fapt arată dispoziția pedagogilor. Și de fapt mie îmi pare rău că nu s-a luat în calcul. Dar de când sunteți în rețelele sociale, da, de socializare? Aproape 2 ani. De 2 ani, da? Aproape. În decurs de 2 ani, vreodată, oficial, v-a fost prezentată o scrisoare să vă cheme să dialogați? Nu. Nu, domnul Donos deja în urma lansă repetiții. Da, da, da. Nu, nu, o precizare. Deci după ce trecem la domnul Turturean. Să separăm totuși rețelele socializare este una și bine și altceva sunt paginile creat... oficiale care sunt pagina Ministerului, pagina Federației noastre și așa mai departe. Pagina Ministerului sunt publicate toate noutățile, toate, inclusiv și acordurile semnate de noi și Minister. Vreau să un pic să, așa, să pun accentul aici, că noi avem o deschidere cu Ministerul, da, este altă temă Facebook-ul, care este o chestie personală și eu nu cred că... Asta e pagina oficială, doamne ministru. Stați un pic. Nu, fiecare dintre miniștri, apropo, fiecare dintre miniștrii noștri au pagina oficială Facebook, pe Facebook, care reprezintă unile... Ea nu poate fi tratată ca pagina oficială, dar este pagina personală a personalității respective. Adică nu, eu nu, aici nu, un pic... Aici eu am să vă contrazic. Uneori jurnaliștii folosesc textele din aceste pagini oficiale ca mijloc... Perfect. Și ca grup la fel. Și ca o modalitate de a ne exprima... La fel, am și eu pagina personală de Facebook și încerc și eu să comunic cu colegii, inclusiv și cu dumneavoastră am încercat, dar vreau știți să facem diferență. Domnul între... Știți că uneori domnul Candu și domnul Plahotniuc publică pentru prima dată pe pagina de Facebook decât pe pagina PD-ului? Știu, dar asta este dreptul lor să publice, să se comunice cu populația, cu lumea. Este cont personal și este pagina oficială a ministrului. Dar uitați, pagina edu.gov.md este pagina oficială a ministerului, care este o pagină oficială, repet, iar Facebook este o pagină, să spun, mai mult personală. Da, ea poate fi considerată ca face-ul... Da. Foarte multă lume acum o să fie de partea noastră. Eu înțeleg, nu, eu nu contest. Bine, și lăsăm asta la discreție telespectatorului să decidă cine, adică cine are. Cine are. Adică am spus că am început de la scrisori, de la ieșirea aceasta. Eu pot să vă anunț că a început cu mult mai înainte toată mișcarea respectivă. Doamna Vlogu s-a referit la acțiunea de protest care a avut loc în începutul anului 2017. Aceste revendicări și aceste majorări sau indexări am trecut 11,3 ani, 7,99, adică 8%. Ele sunt urmare a
primilor înțelegeri între noi și Ministerul Educației, care în urma revendicării în 2016 s-a hotărât de a merge la această recalculare a salariilor, care sunt la bază puse două cifre. Pot să vă întreb, dumneavoastră, în tabăra cui sunteți acum? A guvernului sau a pedagogilor? Stați un pic. Nu, că eu nu știu cum, nu știu de ce îmi pare că sunteți avocatul guvernului. Dumneavoastră, poate să vă spară orice. Eu sunt președintele Sindicatului Educație Știință, care este un partener social al Ministerului. Deci trebuie să fiți de partea acestor doamne acum. Desigur că suntem de partea angajaților din sistem. Dar cuvântul nostru și deschiderea Ministerului către dialogul cu noi nu pot să-l contest ca partener social și aceste două acorduri semnate și publicate, apropo, nu pe Facebook, că și pe Facebook le-am postat eu, dar sunt publicate pe pagina oficială a Ministerului, denotă că noi avem dialog și acest dialog este urmat cu niște rezultate. Iată anul acesta. Dar din păcate la urechile profesorilor n-a ajuns stați informația un pic, cel care vrea să audă foarte bine aud, inclusiv și pe Facebook s-au publicat o sumedenie de informații bine. Și a fost publicată bine. Și relatare de să la vă spun, conferințele pedagogice. Percepția mea, da. Anul trecut, când s-a pornit acest val de proteste a pedagogilor și când s-a inițiat acest dialog cu guvernul, da? Și a fost instituită o comisie în care erau, iată așa, o listă de oameni incluși în această comisie. Eu am invitat atunci foarte insistent, telespectatorul nu o să-mi dea să mint, foarte multă lume de la sindicat să vină. Din sector, din Chișinău, doamna Bzovea nu o să-mi dea să vină în comisia nici care urma să dialogueze cu guvernul mărirea salariilor pe care o cereau pedagogii la proteste. Doar au fost proteste. Dumneavoastră nu erați probabil în funcție. Era domnul Ivanov. Era domnul Ivanov, da. L-am sunat pe domnul Ivanov personal, iarăși nu o să-mi dea să mint. Am sunat foarte multă lume, șef de sindicat de ramură mai jos, de sector, care tot îmi spuneau, îmi cer scuze, Margareta, nu pot să vin, pentru că noi suntem în dialog și guvernul, dacă venim, nu va ține cont de revendicările noastre și noi nu vrem să ne temem și nu vrem să venim. Afară, în dialog, nu discutește de atât Nu vroiau să contacteze cu presa. Asta eu mi-am făcut concluzia. Nu au vrut atunci să țină contact cu presa. Asta eu percep, vă spun acum. Dumneavoastră sunteți de 4 luni în funcție. Îmi pare bine că sunteți atât de aprig pentru a susține tot valul acesta, pedagogii merită, dar vă zic ce s-a întâmplat și în 2017. Înțeleg. Și până atunci, și atunci când eu nu am primit nicio reacție de la vreun oficial de la sindicate, s-a închis, nu știu cum, tema s-a lăsat să se treacă în timp și nu am auzit noi ce s-a întâmplat mai departe. De aceea s-a pornit următorul val. Este o consecință acelor tăceri pe care oamenii nu au hotărât să iasă să spună verde în ochi. Ce facem noi? Clar. Suntem acum într-o perioadă și noi de reformă. Adică din martie am fost ales în calitate de președinte datorită faptului că ceva nu mergea bine, cred că. Și inclusiv cu și domnul Ivanov. Probabil. Nu e vorba de domnul Ivanov, e vorba de întreg sistemul nostru sindical, adică e vorba de ierarhia noastră care trebuie să fie și la noi făcute careva schimbări. Lumea percepe așa cum percepe, sunt supărați pe noi, posibil că au și temei pentru a fi supărați, dar vreau să vă anunț că toate lucrurile bune și am asigurat, adică mi-am asumat asigurarea continuității lucrurilor bune. Dumneavoastră sunteți gata mâine să mergeți cu doamna Bzovea să prezentați petiția, dacă sunteți cu ei? Stați un pic, petiția este creația dumneavoastră. Da, dumneavoastră cu cine încă o dată să în lista de adresați care se adresează dumneavoastră, să figurez și eu. Eu nu pot să semnez, petiție care mi-a adresată mine, ar fi un nonsens. Dar eu am spus-o nu odată și repet și acum, că noi susținem această inițiativă și aceste persoane care, într-un fel, amplifică vocea pedagogilor și face să fie auzită, corect, dar prin dialogul care îl purtăm noi, cred că aceste lucruri deja de 2 ani se discută și acum sunt niște rezultate care ar putea fi aduse și palpabile, inclusiv ceea ce s-a anunțat la conferințe, cu schimbarea de abordări la salarizare pedagogilor, care va fi prin noua lege a salarizării, care va fi pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2019. Sperăm că nu vor fi numai cuvinte, că se va face o schimbare serioasă. Inclusiv sunt enunțate și bine, haideți că domnul Turturianu vrea să vorbească, noi vorbim în continuare despre cifre și despre tot ce se întâmplă și de unde se iau banii, dar să știți că eu acum de ce fac acest dialog cu dumneavoastră mai așa mai? Pentru că vreau să reabilitez acea punte între sindicat și societate. Pentru că nu vreau, se pornește în societate un val negativ împotriva sindicatului. Și este interesul dumneavoastră de a restabili puntea și să nu zică lumea, că se aude deja, să nu zică lumea că nu faceți nimic pentru a susține o ramură sau alta. Nu categoric nu sunt de acord. Bine. Vedem mai departe. Doamna Turtureanu, îmi cer scuze că v-am lăsat așa, un pic mai târziu. Scrisoarea aceea deschisă, am citit-o, este foarte profundă, profesorii merită, unde ați spus lucrurilor pe nume, unde ați zis la final că sunt profund decepționată. De ce v-ați hotărât să faceți asta și
ce faceți acum, ce reacții aveți și dacă v-a sunat cineva să vă invite la un dialog. Scrisoarea a venit inițial, adică ideea unei scrisori deschise a venit în urma reacției ministerului, acum și mai degrabă a colegilor mei, adică ca urmare a indexării salariilor cu procente. Știți, domnul Donos zice că Facebook-ul nu este un mijloc de comunicare atât de eficient. Eu am perceput ca pe un mijloc oficial, deoarece doamna Babuc a ținut să anunțe despre această indexare, anume pe o postare, pe pagina sa oficială, de ministru și politician. Și aici n-am să spun detalii, deoarece Natalia a exprimat. Eu am căpătat curaj. Atunci am văzut în grupul cu pedagogilor solidari că lumea are un pic de rezerve, un pic de frică. Și într-un moment oarecare chiar am întrebat, nu percep, de ce este frica asta? Eu, cel puțin, o percep pe doamna ministru ca un superior, ca un om care, ca un avocat, care ar trebui pe noi să ne susține, să ne apre, să ne îndrume. Apoi în ierarhie și sindicatele. Și în momentul în care noi am încercat să ne exprimăm nemulțumirea și am văzut că suntem ignorați și ștergându-ne comentariile noastre, eu am zis că nu pricep de ce lucrurile astea se întâmplă. Înseamnă că noi nu contăm. Și atunci am luat inițiativa. Zic, oricum nu am ce să pierd. Un salariu pe care îl avem noi, pedagogii, m-am așteptat la o reacție, că de obicei, mi-am dat seama că dacă am să merg pe cale oficială și deschisă, o să vină o reacție mai devreme. Dar întârzi, nici până în ziua de astăzi nu este. Cu toate că eu am expediat pe pagina oficială GOV, renumită domnul, am expediat această scrisoare. Inițial am expediat-o acolo, mai apoi am publicat-o în mediul virtual, oficial și public, adică. Nu cunosc care este motivul de ce nu am primit un răspuns. Eu sper că mâine o să găsim secretele și cheițele la această enigmă și o să avem un dialog cu ministerul și o să țină cont de durerea noastră. Mâine, ca să înțeleagă telespectatorii, este ziua în care depuneți această petiție semnată de toată lumea cărora le-ați prezentat, da, doleanțele și revendicările pe care le cereți și urmează să o prezentați oficial la guvern către ministru, da? Da, deci noi ne-am gândit că ar fi bine, la noi în stat așa se lucrează, este scrisoare oficială, noi îi dăm răspuns, nu este scrisoare oficială, noi pe voi nu vă vedem. Și atunci dacă rețelele de socializare nu este un instrument de comunicare, atunci o să mergem pe cale oficială și atunci am hotărât noi să scriem o petiție în care ne adresăm și cerem majorare, deoarece chiar este o situație foarte rea la moment. Deci noi avem 11 grădiniți care nu s-au deschis acum de luni, deoarece nu au educatori, nu au ajutor de educatori și nu au bucătari. Și eu înțeleg perfect pe oamenii cei care nu vor să vină să lucreze cu 1500 de lei, de exemplu un bucătar și care este vânat dacă nu scoate ceva în geantă. Dar este imposibil să trăiești pe un așa salariu, da? Și dacă trebuie noi să lucrăm cinstit, atunci noi trebuie să fim remunerați corect. Și sunt mai multe acțiuni, noi vorbim despre imaginea pedagogului, prestigiu, dar ceea ce se întâmplă acum, de fapt, nu aduce nimic bun în favoarea prestigiului acelui pedagog. Se vorbește despre corupție în învățământ, se vorbește dărâm flori învățătoare sau nu dărâm învățătoare flori. Fondul clase trebuie să se colecteze, nu trebuie să se colecteze. Din ce bani trebuie să se adune acele hârtii care trebuie să le facă profesorul? Cerneala cine? De unde cerneala aceea? La toate testele care trebuie, evaluările care trebuie să se facă pe parcursul unui an. Și desigur că dacă noi vrem să trăim frumos, corect, cinstit și să avem o verticalitate oricare, noi trebuie să avem o bază financiară. Desigur, noi înțelegem că bugetul statului nu este așa de bogat la moment și în plătim bugetul amintiri, statului, să spun, da, în memoria, în memoria celor proteste. Ne spune despre, da, aceasta. Dar ca să încheiem cu ministerul, vreau regia să pună pe post înregistrare pe care am făcut-o astăzi cu serviciul de presă și ce reacție și când va da reacție ministerul. Nu
Noi suntem în așteptarea petiției, o vom examina minuțios și vom da răspuns în termenii prevăzuți de legislație în vigoare. Mai mult decât atât, eu nu pot să vă comentez. Da, deci așteaptă mâine petiția ca să o vadă și să o analizeze. Cred că domnul așteaptă de mult timp. Și în câte zile? În 30 de zile veți primi răspuns? Deci noi am cerut să ni se dea un răspuns până pe data de 5 octombrie. De asta noi probabil am lăsat mai puțin timp pentru această campanie de a colecta semnături. Noi să aducem atâtea câte avem la moment. Ele sunt aproape 5.000 de semnături. Este 5.000. Deci noi acum suntem în procesul de colectare și de a număra și de fapt mie mi se pare că este un rezultat foarte bun. Vreau să zic că pagina în timp record a adunat un număr mare de... Peste 10.000 aveți. Pagina la începutul petiției noastre, deci era un grup unde noi comunicam profesorii între noi, pagina era lăsată cumva de izbândă, da? Și acum la moment când noi am hotărât că grupul o să fie unul închis, ca oamenii să se poate să exprime liber, fără să se teamă că cineva acolo ceva... Noi am început să comunicăm prin intermediul paginii și atunci pagina timp de 2 săptămâni a ajuns la 3.000 și ceva, adică aproape de 4.000 de oameni care urmăresc în pagina noastră și mie îmi place că practic în toată ziua la orice canal, orice post de televiziune, indiferent de partid sau, mă rog, arată măcar un reportaj despre ceea ce se face în învățământ. Spune despre aceea că nu se ajung pedagogi, că nu sunt bucătari, că salariile sunt mici, că copiii pleacă cu părinții, migrează și asta deja este bine. Îmi pare bine că jurnaliștii au așa abordare serioasă, deoarece asta este chiar o temă comună. Asta este viitorul nostru. Viitorul în care eu să îmbătrânesc, asta sunt următoarele generații care o să aibă grijă de noi, cei care să aducă, contribuie cu impozitele în buget. Asta sunt aceia cu care depinde de moment cum noi educăm. Acum depinde am eu încredere să merg pe stradă peste 20-30 de ani sau să ajungem acolo unde am fost, de exemplu, la începutul anilor 90. Educația este primordială și asta nu doar trebuie să fie vorbe, asta trebuie să fie foarte clar pentru fiecare om. Și tema asta, deoarece așa este discutată și oamenii au prins curaj să vorbească, ei ne sună, nouă ne scriu și asta nouă ne dă aripi, indiferent și de ce se întâmplă. Și asta este iarăși în beneficiul Ministerului, este ca în beneficiu, să înțelegi, da, unde este problema și să o rezolvi. La domnul Donos acum am o întrebare. Da. Domnul Donos, în ani, de exemplu, să luăm 2017, s-au făcut niște declarații, dacă doamna Zovă acum vorbea despre fapte și nu vorbe. În 2018 au avut loc acum, înainte de începerea anului, mai multe conferințe, atât naționale cât și municipale, dedicate pedagogilor, cum se face în fiecare an, în care iarăși s-au făcut niște declarații. Dumneavoastră urmăriți șefii de instituții, ce spun ei și dacă se țin de cuvânt? Pentru că am impresia că noi am pregătit un material video și vreau să-l puneți acum și... După aceea îl întrebăm pe domnul Donos ce părere are vis-a-vis de discrepanța dintre discuțiile făcute în 2017, declarații și 2018. A fost făcut un studiu aprofundat și exhaustiv în premieră pentru Republica Moldova, când absolut toate școlile din Republica Moldova, începând cu școlile primare, unele școli grădinițe sau gimnazii grădinițe, gimnaziile, liceele, au fost analizate ca număr, ca amplasare, ca dotări, ca număr de personal, ca elevi și ca o primă concluzie vreau să vă spun că, de exemplu, se impune închiderea cu certitudine a 39 de școli. Cine a evaluat acest proces care s-a produs mai ales între anii 2010-2017. O să vă dau doar câteva cifre. Nimeni n-a evaluat acest proces. Când se spune acum de la alte tribune că banii care urmau să fie economisiți după închiderea unor școli trebuiau să meargă pentru salarizarea pedagogilor, întrebarea mea este, dar cine a calculat câți bani au fost economisiți? Și cine a venit cu aceste sugestii atunci când se producea acest proces? Toate aceste așa numite reforme de optimizare a sistemului educațional, care s-au redus practic la închiderea școlilor în țara noastră, care au dus la exodul masiv a profesorilor din sistemul educațional, care au dus la faptul că mii de copii sunt impuși zilnic să-și riște sănătatea și viața deplasându-se dintr-o localitate în alta, care au dus la lipsirea unor întregi localități de viitor, au fost efectuate din
în aer, adică nu au la bază un careva studiu de fizabilitate. Guvernarea a recunoscut încă o dată că așa numită reformă de optimizare nu este altceva decât o lovitură foarte puternică, catastrofală asupra sistemului educațional din țara noastră, care a fost efectuată pe negândite, fără a se baza pe careva studii și fără a cunoaște care poate fi impactul. Iar impactul la etapa actuală este unul dezastros. Da, da, domnul Donos, vreau să răspundeți, dacă ați urmărit... Oamenilor, politicienilor care au vorbit acum în secvența respectivă. Adică eu, ce să vă spun, impactul reformei este simțit, inclusiv și cu exodul, inclusiv și cu micșorarea numărului de copii, dar nu atât reforma cât situația demografică este. Dar, dumneavoastră ați urmărit ceea ce se spune? Am urmărit. Care nu, este în 2017. Dacă dumneavoastră, doamna Babuc a zis la inițial, în 2017, că s-a făcut un studiu foarte profund și s-a decis ca să se meargă spre optimizare, s-a decis să se meargă în întâmpinarea pedagogilor. În 2018, reformelor, nu sindicatele cred, urmăresc nu cred și vin cu niște revendicări. Măi, voi faceți ceea ce trebuie sau nu? A întreprins acele măsuri de optimizare, au fost celelalte componențe ale Ministerului, nu? Dacă vă amintiți, cronologia și inclusiv și persoanele care au fost în funcție de răspundere. Am lucrat timp de 11 ani șef direcție la Soroca și reforma am simțit-o pe pielea mea personală și pe pielea copiilor de la Soroca. Adică există problemele care sunt spuse aici, da, inclusiv și cu optimizarea instituțiilor, cu lichidarea instituțiilor, cu reorganizarea instituțiilor, cu pierderea locurilor de muncă și multe altele. Dar reforma, ne place, nu ne place, este un lucru necesar. Pentru că dacă este vorba de școlile mici, care practic nu rezistă la bugetele care sunt, ele trebuiau oricum optimizate, nu? De aceea, hai să nu facem acum declarații tari, pentru că eu înțeleg că există spectrul politic care urmărește foarte, aici. Există, nu care urmărește există. Foarte vreau bine să vă zic cine că și ce spune, dar... Dar. În acest grup de oameni da. Care și-au spus păsul, nu există aspect politic. Asta văd eu. Ca da. Și eu fost pedagog. Doamna Bzovăia, aveți un aspect politic? Stați un pic. Eu nu sunt fost, eu sunt actual pedagog și vă spun că tot ce se face în țara asta, din păcate, are rădăcini politice. Păi dacă noi nu vom juca pe această afirmație, nu va fi. Dar dacă desigur noi jucăm... ministerul, acum doamna ministru s-a exprimat că s-a făcut acest studiu și s-a văzut că multe lucruri nu aveau într-adevăr nicio orientare. Bine, acum să încearcă să spunem lucrurile la cale. Eu nu pot să zic acum că ministerul nu întreprinde nicio măsură pentru a redresa situația și ce s-a relatat și aici, inclusiv cu impactul reformei negativ la care s-a referit doamna Popovici. Nu putem să negăm acest lucru. Există. Dar, repet, nu sindicatele și nu pedagogii solidari sunt decidenții care trebuie să urmeze sau nu reforma. Noi suntem obligați acum și colegii mei au amplificat această voce a pedagogilor pentru că problema principală astăzi s-a pus la ordine zile remunerarea proastă și lipsa de motivare și lipsa de personal. Dar eu știu că în urma unei reforme unități. Se așteaptă niște rezultate pozitive, dar noi mergem... Stați un pic. Una este reforma care ea oricum își are urmarea sa. Hai să nu curcăm lucrurile. Și alta este situația materială precară și lipsa de personal didactic și lipsa de tineri în școli. Deci asta, reforma trebuie să fie multiaspectuală, nu? Iată, s-a scăpat undeva această problemă, s-a pus în umbră, s-a crezut că pedagogul este veșnic devotat și este veșnic patriot și el trebuie să-i duce copiii în spiritul ăsta patriotic și devotament față de țară și noi asta și-o facem, într-adevăr, și oamenii cred sincer în lucrul acesta și-o promovează, dar una este să fii patriot și să ai, eu știu, inima înflăcărată și alta este să te gândești la ziua de mâine și cu ce îți hrănești copiii proprii, nu? De aceea astăzi s-a scos la ordinea zilei problema salariilor, repet, acest nivel de remunerare, statistica spune, repet, 5.722 de lei, minciună, nu există așa salarii medii în învățământ, avem 3.500, atunci da, când om are o încărcătură didactică de un salariu sau 1.5 și avem la un tânăr specialist 1.000 dacă aceste indemnizații care vin ca ajutor, recunoaștem că într-adevăr s-a făcut, anul trecut s-a trecut de la 30 la 45.000 indemnizația, anul ăsta s-a declarat deja oficial 120.000 de lei pentru un specialist tânăr în 3 ani, îi permite să-și cumpere o casă în mediul rural.
Asta e foarte bine. Doamna Bzove, văd că dă din permite. Cap... Întrebați tinerii specialiști și o să spună, dar nu, asta nu înseamnă că numai decât vor veni mulți tineri. Că deja mi se pare mie că trenul cam începe să plece. Adică, dă Doamne, este adică prea târziu să facem, adoptat da, această să facem ca să întoarcem tineretul spre facultăți pedagogice. Este cifra care și doamna Popovici a enunțat-o, că am urmărit și eu mesajul lui, că numai 10% din absolvenții facultăților pedagogice vin în școli. Că noi avem nevoie de 2000 de cadre. Au venit anul trecut 150. Anul ăsta sunt raioane unii 1, unii 0 au venit. Dar cererea este 10-20 de cadre tinere. Iată, asta este dar problema. Ce facem cum noi peste 3 ani? Doamnă Bzove, da. 120.000. Asta trebuie să te duci într-un sat prăpădit de tot. Și atunci acolo este toate șansele că nici nu există școală sau este optimizată, da? Doamnă Bzove, hai vă rog, fără nu, eu vreau să zic că eu sunt om care nu am casă la moment. Eu trăiesc cu mama mea pensionară. Eu trăiesc cu doi copii, dintre care unul are 18 ani. Eu visez la casă. Eu monitorizez și mediul rural la fel. Ia uitați-vă, eu nu poate să fac o casă. Cât costă materialele de construcție? 120.000. Dumne, ei nu o să primească 120.000. Nimic că nu face parte din categoria dână specialistici. Este încă un moment, un ajutor că banii aceștia nu se dau la o dată. De ce să aruncăm? Și oamenii cheltuie între timp. Adică tu trebuie ei să trimitezi la tot nu se dau, din adun. Prima, nu se, da, se dau pe rate. Corect, și dar s-a dacă discutat este pus întrebarea aspect. De a reveni la problema aceea cu locuințele pentru pedagogi, atunci se va face și un mecanism care va permite ca acești bani să fie alocați anume pentru apartament, pentru casă. Adică sunt niște începuturi care... Cui? Întrebarea mea este cui o să dea banii ăștia, că ei nu sunt studenți, absolvenții păi universităților pedagogice nu sunt. 125 anul trecut au venit tineri, anul ăsta cât undeva, rămas? Planul este, după cât eu țin minte, 800 și cât decid după ce absolvezi? Dintre care 200 revin, adică undeva... Foarte puțin decid, și încă nu se știe ce se va întâmpla. Deficitul este atât de mare. Deci dacă la facultate de geografie anul acesta avem 7 absolvenți, niciunul n-a venit în sistem să lucreze. Iată rezultatele. Noi nu avem oameni care să facă geografie, noi nu avem oameni care să învețe matematică, noi nu avem oameni care să vină în școală, deci noi ne ținem acum pe pensionari, de fapt. Dar nici ei nu sunt veșnici și ei... Procentul de pensionari e 20%, acum, la moment, peste 2-3 ani, s-ar putea să se ridice la 30-40%. Ok, noi nu numărăm și funcțiile cele, de exemplu, care dețin bibliotecari, deoarece cu salariul de 1200 de lei, 1300, nu vine nimeni în bibliotecă. Vin pensionari, da, ei nu personalul sunt cadre didactice. Personalul nedidactic este o problemă gravă, într-adevăr. Da, dar și aceștia sunt 20%, dar cât sunt la vârstă care ajunge acum în următorii 5 ani vârstă de pensionare și oamenii decid să lucreze, că în primul rând iesă cu o pensie nu tare mare care ar permite să se odihnească și desigur că salvează uneori acele colective și școli unde au lucrat de o viață întreagă, dar ce o să fie peste câțiva ani? Noi vrem un învățământ, când noi introducem în clasa întâi educația digitală, dar noi nu avem oameni care ar putea să facă acea educație digitală eficient, frumos, interesant și copiii de clasa întâi vin mai capabili. Da, deci dacă pe un pedagog îl învață că trebuie să acceseze site-ul cu tare, pe urmă acolo, între acolo, între acolo, copilul știe cum de pe Play Market să descarce în 3 minute un joc. Înțelegeți? Cine să-l predea? Un om care este în vârstă și nu poate să folosească un telefon performant? Mie mi se pare că straniu. Reformele trebuie să vină împreună cu cadre pregătite. Și cu resurse, da. Că nu poți să faci imaginea unui, nu știu, de exemplu, o tabletă și să vii și să explici la 30 ceva de copii ce e asta și cum se face. Păi vedeți că dumneavoastră 30 ceva de copii. Așa școli cu 30 ceva de copii sunt puține. De ce ești rău, vă de reformă? Eu zic de dotare. De dotare. Deoarece noi avem școli în Chișinău care au 35 de copii, dar nu au nimic. Oamenii își iau în credit laptop, cum am făcut și eu anul trecut, ca să am la ce lucra. Mie școala nu mi-o oferă. Loc unde eu să lucrez după ore. Dar ce permit ca să fie... Unde ele sunt? Acele 2000 de lei, unde sunt? Pentru că mai sunt 10 minute, vreau neapărat opinia pedagogilor, că reporterul Accent TV, Irina Ciobor, a mers în unele licee, poate probabil aceleași pe care și dumneavoastră le-ați vizitat pentru a cere să semneze petiția, sau poate nu, dar noi ne-am făcut auziți și am vrut să cerem opinia acestora. Vă rog frumos, vreau să puneți videoul unde sunt părerile pedagogilor vis-a-vis de petiția pe care au lansat-o comunitatea Pedagogi Solidari. Thank you.
poate nu este suficient aceste 50%, nu ar fi ele suficiente, dar consider că cu pași mici se fac lucruri mari. Pentru că în condițiile în care lucrează astăzi profesorii în Republica Moldova, când se atestă o lipsă de cadre didactice la foarte multe discipline de studii, când tinerii specialiști, studenții pleacă din țară pentru că nu își pot permite să facă față cerințelor economice în țară cu un asemenea salariu foarte mic, atunci când educația, de educația tinerii de generație, de educația copilașilor de astăzi, se fac responsabili nu doar profesorii, nu doar părinții, se face responsabil întreaga țară. Și noi am semnat această petiție și suntem ferm convinși că nu se ne lasă conducerea țării să plecăm din țară pentru să ne lăsăm copiii și părinții pentru ca să putem supraviețui. Situația este într-adevăr alarmantă. Tot mai mulți pedagogi pleacă pentru că sunt mereu, lucrează în stres, în condiții în care părinții vin cu cerințe duble, baș 10 și triple, atunci când vin o generație nouă de copii. Deci aș spune copii non-șablon, deci trebuie să depunem efort maximal, emoțional, material. Deci noi cerem, vă rugăm frumos, vă implorăm, avem nevoie să ne susțineți și material. Suntem și noi de acord cu colegile noastre și am vrea și noi, într-adevăr, ca să se mărească salariile pentru a menține profesorii aici, nu numai în municipiul Chișinău, dar și în întreaga Republică. 50%, sincer vă zic, nu este suficient. Dacă e să vorbim despre salariul tarifar care noi avem, deci fiecare învățător, fiecare pedagog avem norma didactică de 18 ore și 50% nu este chiar suficient, pentru că știți că și prețurile sunt mari, este greu de făcut față provocărilor în societate. Dacă va fi mărit salariul, majorat salariul cu 50%, sper că se va îmbunătăți, să spunem așa, și calitatea procesului educațional și totodată responsabilitatea profesorilor. Da, ați urmărit că mulți pedagogi sunt de aceeași părere că este necesar de făcut unele schimbări radicale. Doamna Turtureanu, vreau să ne spuneți până la urmă cum reușiți să faceți față la toate aceste situații. Pentru că i-ați propus într-un interviu doamnei ministru Monica Babuc să încerce dumneai să existe o lună din banii pe care dumneavoastră îi aveți. Este dificil să reziști cu un salariu de pedagog în zilele noastre, cu atât mai mult cu un salariu unui pedagog cu staj mic, adică în situația mea, fără grad didactic, în care salariul este încă și mai mic. Și asta este și motivul pentru care eu, de fapt, am inițiat alături de Natalia această campanie, deoarece chiar nu se mai poate atât de rezistat în condițiile actuale. În condițiile în care pedagogul, în afară de cretă și catalog, nu îi se oferă nimic parcursul unui întreg an de studii. În condițiile în care îi cere ca să aibă atâtea mape cu materiale, atâtea fișe de evaluare a elevilor, atâtea proiectări și alte lucruri care implică niște cheltuieli financiare și nu doar puteri fizică, adică și cunoștințe. Plus la asta mai este și segmentul ăsta că noi trebuie să ne autoinstruim. Și lucrul ăsta nu tot timpul facem doar din literatură didactică care este prezentă în biblioteci. Posibil în oraș este literatură suficientă, nu cunosc situația, dar în sate e un deficit, într-adevăr. Nu pot să exprim asta, trebuie să vedeți care sunt necesitățile noastre și ce aici ni se oferă de fapt. Și atunci când eu merg în librărie și văd că o carte care eu tare mult mi-o doresc, fiindcă aș putea să împrumut experiență și să merg la clasă, costă de fapt 200 de lei. Sau când eu știu că am nevoie de câteva mape, de exemplu 5 mape pentru anul ăsta, se vorbește de birocratizare și eu știu că eu am nevoie de 5 mape și de câte alte documente care trebuie să le aibă un diriginte la clasă și atunci mă gândesc de câți bani ar fi nevoie din salariul meu.
Plus asta eu trebuie să-mi întrețin familia în același salariu. Care alți specialiști mai merg la serviciu cu materiale de acasă? Da, dacă, iată, întrerupem un pic pe doamna Tortureanu și revenim la activitatea și la rolul sindicatelor în toată povestea aceasta, eu am un respect deosebit față de ramura sindicatul lucrătorilor din cultură, pentru că acolo cât de cât se comunică, am lucrat și eu, fac parte și eu din ei. Către dumneavoastră, domn Donos, chiar dacă sunteți 4 luni în funcție, când ultima dată ați organizat, știu că la cultură se organizează, așa întâlniri ca să auziți, iată, nu emisiune ce îți spune doamna Tortureanu. Păi, întrebați, adică a fost și pe rețelele mele că la covor le-am chemat, adică chiar nu de mult ne-am întâlnit și în toată ziua ne întâlnim. Nu, din anul trecut, de când s-a pornit. Ce aveți în vedere? Noi, repetăm, de câte ori pe an vă întâlniți? Dar în fiecare zi întâlnim doamna, am fost la careurile acum la 3, am fost la conferințele pedagogice, toți liderii sindicali sunt prezenți în curative. Dumneavoastră nu înțeleg, adică considerați că noi suntem... Nu, v-am întrebat, eu nu consider nimic. Repet, adică noi avem activitatea care o avem. Iată, am aici ca să așa, dovez. Iată, în 2016 și încoace, câte adresări am avut oficiale către minister, guvern. Avem comisie de negocieri, avem legislația Republicii Moldova care ne permite dialogul social ca să înaintăm problemele provenite din colective. Dar câte rezultate? Avem și rezultate, repet, două, uitați-vă atent la două anexe. Ni s-a promis, asta nu este s-a făcut. Nu s-a promis, s-a semnat două acorduri. De ce noi nu le vedem? Dar păi uitați-vă, doamne, pe site-ul Ministerului, repet încă o dată, nu pe pagina Facebook, dar pe site-ul Ministerului sunt publicate, pe site-ul Federației sunt publicate, lumea din colective cunoaște, de exemplu, educatorii au primit 7 zile suplimentare. Vreau foarte tare, regie, pentru că avem 3 minute, spuneți pe post părerea domnului Popovici, consilierul președintelui, vis-a-vis de are vină sau nu are sindicatul în toată situația creată? Vă rog frumos. O vină mare o poartă inclusiv și sindicatele din Republica Moldova, sindicatele de ramură, care trebuie să fie mai active în apărarea intereselor profesorilor noștri. De asemenea, în sistemul educațional din țara noastră sunt bani. În fiecare an sunt alocate sume destul de mari, dar există o mare problemă. Acești bani nu sunt cheltuiți eficient. Vreau să menționez că în comparație cu țările vecine, în Moldova se alocă, coraportând la procentul din PIB, se alocă sume destul de mari în învățământ. Însă banii sunt cheltuiți ineficient, lucru constatat inclusiv de Curtea de Conturi recent. Inclusiv Curtea de Conturi a confirmat că Ministerul Educației din țara noastră are capacități insuficiente în ceea ce privește inclusiv gestionarea granturilor internaționale acordate Republicii Moldova pentru susținerea învățământului. Da, am revenit în studiu, replica dumneavoastră și deja adică pe final. Eu cu domnul consilier. Noi trebuie, într-adevăr, să avem un mesaj mai clar. Adică eu nu neg faptul că sindicatele uneori, și nu zic că, mă refer și la propria persoană, adică este vorba de un impact mai activ în colective. Iată, am spus încă o dată, nu știu ce ați înțeles că suntem, parcă ar fi pe diferite părți a bricadilor. Eu susțin inițiativa respectivă și este o amplificare, repet, a vocii noastre, dar avem organismele noastre sindicale, avem mecanismele sindicale, care trebuie să fie pus în aplicare mai eficient. Cred că domnul consilier lasă să se referă, dar Sindicatul Educației nu hibernează, el activează și noi... De aceea și v-am invitat și astăzi în echipă cu doamnele acestea frumoase. Încercăm să rezolvăm problemele. Da, doamna Bzova, la final, mâine ce se va întâmpla, foarte scurt. Deci noi când am făcut conferința de presă și am lansat petiția, am vrut ca să cunoască mai multă lume, ca să aibă curajul să o semneze. De fapt, aveam și un panou, el este și pe grupul nostru și pe pagina noastră, unde noi am adus un citat de la domnul Filip care zicea că bani sunt, dar nu sunt gestionați corect. Da, deci asta a spus domnul Filip. Și noi, de fapt,
Acum am simțit aceste două săptămâni foarte multă presiune asupra noastră, asupra colegilor noștri, chiar și aceleași conferințe pedagogice. Deci dumneavoastră nu sunteți politizată. Asta au încercat să vă facă și să-ți spună ștampilă. Au încercat multe și de toate și, de fapt, mi se pare că sindicatele, de fapt, când vin la negocieri cu ministerul, trebuie să zic, uitați-vă, sunt oameni care vor ceva și ei sunt supărați. Exact. Deci noi putem să fim folosiți ca o pârghie, înțelegeți? Poftim, luați-mă pe mine, în sensul că sunt oameni care chiar vor majorare de salarii. Și noi, desigur că sperăm că pe data de 5 octombrie o să vină un răspuns pozitiv de sărbătoarea internațională a pedagogului. Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Sper că vom fi auziți într-adevăr, de aceea am organizat și această emisiune. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, dumneavoastră, doamna Turturean, pentru că ați făcut drumul acesta. Mâine vă doresc succes și vom face un reportaj, vom veni, vom fi cu ochii pe voi. La final vreau să îmi împărtășesc durerea care mă copleșește ultima săptămână. Am discutat cu o mămică care, fiind un activist înrăit, a reușit să facă multe schimbări într-o grădiniță. De aceste schimbări au beneficiat toți copiii din cadrul grădiniței. Totul parcă e bine și frumos, însă trist îmi este de faptul că ea, împreună cu familia sa, a decis să părăsească țara. De ce, vă întrebați dumneavoastră, și exact așa am întrebat-o și eu? Pentru că ea și copilul ei sunt intimidate și blamate de cei care o înconjoară. Deci, mai apare o categorie de oameni care pleacă. Confortul social tot contează. Acum îmi dau seama că nu totul se rotește în jurul problemei de asigurare de către statul unui trai decent, ceea ce e foarte important. Și nu doar pentru că nu avem legi care să se respecte pe bune, chiar nu se respectă unele. Oamenii pleacă din țară și pentru că ne lipsește bunul simț nouă, tuturor. Noi nu suntem toleranți și ne permitem să depășim toate limitele de conviețuire într-o societate sănătoasă. Pentru că a venit timpul să ne autoeducăm aici, în Moldova, și apoi să privim peste gard. Eu vă spun o seară frumoasă și vă aștept marți și vineri la ora 19 la emisiunea de autor Noi despre noi. La revedere!